găsit la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu Bulină. Alături de mine în studio se află invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana! Bine v-am regăsit! Am avut o știre în care s-a putut vedea cum învață copiii în mediul rural, că eu sunt sigură că asta nu e singura școală care arată da, în halul ăsta. Pe de altă parte sunt și școli care arată bine, dar acum nu știu, că n-am umblat prin tot județul să văd câte școli arată sub orice critică, așa cum fără este canalizare, școala de la Șerbănești. Cu siguranță sunt foarte, foarte multe. Dar am văzut dușmele alea pe jos, am văzut băncile alea cum sunt. Săracii copii cum stau, ce pretenții ai de la copii aia să învețe dacă trăiesc într-o atmosferă din asta, așa de desprinsă dintr-un film foarte vechi, știi? Parcă sunt pedepsiți. Da, parcă sunt pedepsiți și mă uitam în clasă, m-am uitat în clasă să văd poate aici și eu în creangă copil. Că am crezut că școala... Cam așa, da, cam am crezut de acolo că e filmat în timpul lui Ion Creangă, când era el copil și scria cu cretă pe tablă. Pe, ca în Evul Mediu se trăiește. Și cu mizeria de la toaletă și cu chiuveta aia și cu rezervorul ăla, acolo este un focar de infecție. Și DSP-ul o fi fost pe acolo, o fi făcut proces verbal, dar la noi ori ai din asta autorizație de funcționare, tot aia este. Însă nu se poate, copiii de acolo nu sunt vinovați cu nimic și nici profesorii care lucrează acolo. Și tu n-ai cum să ceri performanță de la niște profesori prost plătiți care lucrează în niște condiții infecte și de la niște copii care trăiesc în mediul rural. Cine știe cum trăiesc și acasă și aduci în mediul ăla infecțios. Căci copiii de acolo, dacă ar veni la o școală din Suceava, și la noi în municipiu cam sunt aranjate, cred că ar face șoc și ar leșina. Iar întreba de asta e școală, că nu seamănă cu școala noastră. Acolo primarul am înțeles că se plânge că nu sunt bani, că nu i-a dat Ministerul Educației. Bun, e o da, temă. Da, anul e o temă. Au trecut abia 2 ani de când el și-a dat seama că trebuie să facă o școală da. Nouă. Bun, el se plânge că spune că e victimă politică pentru că e de la PSD și portocalii nu-i dau bani. Da, e o temă de discuție. Însă, la ce am văzut eu pe imagine acolo, nu-ți trebuie foarte mulți bani ca să faci școala aia să ajuți școala să nu se dărâme. Acolo, dacă ar fi primarul un pic interesat și ar putea găsi niște oameni din comună, cred că și părinții copiilor, vor fi și acolo oameni mai cu dare de mână, să pună un geam, să facă toaleta aia, să aranjeze cât de cât lucrurile. Dacă ar exista după interes aia, pentru problema da, asta... Dacă are, eu nu auzi un primar la țară, ce are mă de făcut o zi întreagă? Primarul de la Zvorște, ce face el o zi întreagă? Cu ce se ocupă el? Ce problemă are de nu se poate ocupa de școală? Câte școli ar fi la Zvorștea? 3 școli, 4, nu știu. Dar să miște un pic lucrurile. După aia, eu dacă aș fi primar la Zvorștea, domnule, m-aș uita, aș merge la directoare și ne-am uita în arhiva școlii să vedem, domnule, și să îi mai întreb pe sătenii, domnule, care dintre foștii noștri elevi au ajuns mari oameni sau mari oameni de afaceri sau oameni cu influență? Domnule, și pun mâna pe telefon și sun pe un elev care a făcut școala, zic, bă, uite, sunt directorul școlii, sunt primarul, haide mă, dă și două scânduri acolo, 3 saci de ciment, hai, ajută-ne și tu cu 2 telefoane, că ai fost elevul nostru. Și dacă ar fi un pic de voință, eu cred că s-ar putea rezolva lucrurile, nu definitiv, pentru că acolo este o investiție destul de mare. Însă nu poți în anul 2011 să-i ții pe copii și pe profesori în halul în care ții. Și imaginea asta, dacă ar ajunge la Uniunea Europeană, cred că și-ar pune mâna în cap. Cum, doamne, să fie România țară membra Uniunii Europene cu o astfel de școală? Este o bătaie de joc. Și aici ați vinovați mai mulți factori, dar eu spun că e o problemă care ține foarte mult și de comunitatea locală, de primarul de acolo și de directorul de școală. Bun, am văzut acum tot de un caz care n-ar trebui în mod normal să se întâmple în zilele în care trăim. Firmele astea care anvelopează apartamentele își bat joc pur și simplu. Da, unde era pe strada Lazar N-am reținut, Vicol, e un bloc Georgenescu turn, pe undeva. Georgenescu, da. Bă, acolo oamenii, da, sunt tot felul de indivizi care și-au făcut, acum nu e greu să-ți faci o firmă de construcții, mergi la camera, dacă mergi dai 10 milioane sau nu știu, îți faci firmă. Eu nu înțeleg nici până în ziua de astăzi de ce nu s-a făcut, domnule, la primăria municipiului Suceava o listă. Deci ar fi trebuit să fie o colaborare între Oficiul pentru Protecția Consumatorului, administrațiile de proprietari și primăria municipiului Suceava.
să se facă liste cu firme serioase și cu firme neserioase. De pildă, firma care a lucrat la mine la bloc. A lucrat foarte bine, foarte repede, curat. Așa, și să, să fie o discuție, domnule, între OPC, administratorii de asociații și primărie, domnul Harșoschi sau cine se ocupă, și să se întâlnească toți și să spună, domnule, la tine în asociație, care a lucrat bine și care a lucrat rău? Păi firma aia s-a ținut de cuvânt așa. Și să facă o listă cu buni și cu răi. Da. Și în momentul în care oamenii dintr-un bloc vor să, și această listă să se găsească publică, la primărie și la fiecare eventual asociație de proprietari. Da. Și în momentul în care oamenii dintr-un bloc vor să-și reabiliteze termenul, blocul se meargă la asociație și se uită acolo. Da? Și dau telefonul și rezolvă. Pentru că altfel nu se poate. Cât te duci cu ei în tribunal, stă, îl suni pe ăla, te rogi de el. O pe ce faci, am înțeles, la amendat, a contestat. Da, amendă. Bun, dar pe oameni nu-i încălzește amenda aia. Da, un pic așa de nervi, hai să-l dau. Dar ei rămân cu blocul ăla nefăcut și suntem și în luna octombrie și cu banii dați. Și în loc să plătească mai puțin la încălzire, o să plătească tot cât au plătit anul trecut. Că dacă oamenii au făcut acolo un efort financiar, au făcut-o pentru a plăti mai puțin la încălzire. Au dat și banii, nici blocul nu s-a făcut. Și până te judeci, până ajungi la o concluzie, îți omori nervii și timpul și îți pierzi și bani, da? Să fie, domnule, e așa de greu de făcut să faci două liste, una cu aia bun și una cu aia rei? Nu înțeleg. Un alt exemplu negativ, ca să spunem așa, s-au făcut niște investiții aiurea, din câte am înțeles, de pildă la Moldova, Sulița, de unde primăria trebuie să scoată foarte mulți bani, să-i dea înapoi că 30 de miliarde 30 de lei. Da, de unde să scoată Moldova, Sulița 30 de miliarde de lei? Banii ăștia, cred că ăsta e bugetul pentru jumătate din comunele din județul Suceava. Ce poate să fie la Moldova, Sulița? Din ce se face bugetul acolo? Îți dă Consiliul Județean, îți mai dau finanțele, nu știu cum împarte ei banii, cu defalcări, cu TVA-uri. Dar acolo ce poate să fie? Un gater, să zicem, nu? După aia două crâșme, un magazin mixt și ăia plătesc taxe și impozite la primărie. De unde să dea 30 de miliarde de lei? Deci este o sumă enormă și cu o astfel de primărie nu o să aibă de unde da bani și până la urmă cred că o să se desfințeze cine să-i plătească 30 de miliarde de lei. Și cu proiectele astea europene este foarte complicat. Unii oameni la țară sunt primari care sunt tractoriști de profesie. Poate chiar nu care au patru știut, clase, nu? Care au 8 clase. Sunt unii, vai de mama lor, nu înțeleg nimica. Și nu poți să dai proiectele europene pe mâna lor, pentru că aia, nu că ar fi hoți, dar nu înțeleg cum merge treaba și fac niște gafe și Uniunea Europeană nu stă. Că cei de la Bruxelles, din birouri de acolo, cred că primarii noștri au toți facultăți făcute pe nu știu unde și sunt blați prin lume și știu despre ce e ora. Dar sunt primari care n-au ieșit din satul lor și ce pretenții să ai de. Și cum să împovărez bugetul unei comune cu 30 de miliarde, ce să faci? Da, e o chestiune foarte complicată. Dar cred că aici primăriile astea nu trebuie lăsate de capul lor. Și sunt specialiști la Consiliul Județean și la prefecturi, doamne, să întrebi, doamne, care sunt pașii ca să nu fac greșeli, ca să nu se ajungă în astfel de situații. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei, numai bine.